Obținerea diplomei de bacalaureat pare pentru mulți elevi de liceu un obiectiv greu de atins. Rezultatele simulării examenului de maturitate, susținut la nivelul claselor a 11 și a 12, arată faptul că liceenii nu stăpânesc așa cum ar trebui materiile la care vor susține probele în vară. Cu toate acestea, Buzăul stă ceva mai bine decât alte județe, notele acordate la simulare fiind peste media națională. În urma analizei realizate de Inspectoratul Școlar Județean, s-a constatat că rata de promovare la clasa a 12-a este mai mare decât anul trecut. La simulările ce tocmai s-au încheiat la Buzău, 43 de elevi au obținut note de 10, însă niciunul dintre ei nu a reușit să promoveze cu nota generală maximă. La nivel de inspectorat școlar, noi am făcut o analiză a rezultatelor și am constatat că rata de promovare la clasa a 12-a este de 45,83%, puțin mai mare față de anul trecut. Anul trecut am avut un procent de promovare de 36,29% și avem chiar și rată de promovare mai mare decât la nivel național, adică 36,52%. Rezultatele nu sunt foarte bune, însă, după cum știm din anii anteriori, la simulare, în general, subiectele sunt mai grele, apoi și elevii își cunosc acum nivelul de pregătire în acest moment. Rezultatele simulării bacului la clasele a 11-a și a 12-a vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecarei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare. Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care îl vor susține la finalul ciclului liceal, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum și optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare în sesiunea iunie-iulie. După probele de simulare, elevii de clasa a 12-a urmează să se pregătească pentru probele scrise ale examenului de BAC. Pe 25 mai se va încheia anul școlar, iar o lună mai târziu va avea loc prima probă, cea la română scris. Examenul ia sfârșit pe 28 iunie, cu proba la alegere a profilului. Primele rezultate la bacalaureat 2018 vor fi afișate pe 4 iulie, iar cele finale pe 9 iulie.